Bun venit la -ți calendarul pentru schimbare climatică! Luna aceasta ne uităm la importanța ecologiei. Acest videoclip vă va oferi o privire de ansamblu asupra unor aplicații și resurse electronice pe care le puteți utiliza pentru a urmări biodiversitatea din grădina de vâsă. Și zona de vâsă. Locală. Distrugerea ecosistemelor noastre naturale și a biodiversității este o consecință majoră a schimbărilor climatice. Această distrugere are loc tot timpul, în activități diverse, cum ar fi lucrările la infrastructură și cele ameliorative în agricultură. Există o scădere constantă a populațiilor de animale sălbatice. Insectele polenizatoare joacă un rol foarte special în ecosistemul nostru natural. Fără polenizatori, peste 80% din plantele de pe pământ ar muri. De aceea este important să ne protejăm ecosistemul natural. Mai multe organizații luptă pentru protejarea habitatelor naturale, cum ar fi Let's Do It Romania, Fundația Noi Orizonturi, WWFU și altele, care au sporit participarea cetățenilor din întreaga țară, mobilizând comunitățile pentru a ne proteja zonele natale. Există multe modalități de implicare. Prin intermediul aplicațiilor care vă ajută să realizați activități ecologice. Deși unele dintre aceste aplicații sunt pentru activități personale, există câteva aplicații care vă permit să trimiteți propriile date pentru a ajuta la conservarea habitatelor noastre native. O astfel de aplicație este Fate Account care permite oamenilor să-și efectueze studiul ecologic în propriile grădini pentru a urmări prezența diferitelor specii de organisme, inclusiv insectele polenizatoare. Rezultatele pot fi salvate și transmise organizațiilor care protejează biodiversitatea pentru a ajuta la eforturile de conservare. Altele, cum ar fi birdneete, Becoming Biodiversity permit utilizatorilor să trimite rapoarte despre păsările observate în sălbăticie. Aceste informații pot fi stocate pentru diversi utilizatori, universității, institute de cercetare și alții. Este foarte important să urmărim populațiile de polenizatori nativi, pentru rolul lor în ecosistem. Aplicațiile pentru populațiile de polenizatori ajută la identificarea diferitelor tipuri de viață sălbatică și vegetală pot fi de mare ajutor atunci când încearcă să stimuleze biodiversitatea în grădinile noastre. Cine știe ce fel de ecosisteme trăiesc deja în grădinile noastre din spate? Cu ajutorul acestor aplicații, poți învăța și descoperi mai multe chiar la ușa ta. Felicitări! Acum aveți instrumentele pentru a ajuta la creșterea biodiversității în propria grădină și în orizontul local.